Salutare, fraților, uite, am mai luat un cap de la alt magazin și când a fost să-mi returneze banii, mi-au spus că au trecut 7 zile, că așa e politica lor. Ce e drept, nu m-am uitat la politica lor. Și atunci am mai cumpărat unul. Acesta. Și ce am făcut? L-am desfăcut, la fel, e aceeași problemă. Și garnitura, nu, acest filet, sau cum să-i spui, nu ajunge până jos și din acest motiv nu etanșează. Și ce am făcut? I-am scos o garnitură de aici, adică aceasta, o pun frumos aici, pe lângă cea a lui, și atunci când îl strâng, nu mai picură nimic. Iar pe acestea nu am apucat să-l testez, am să-l duc înapoi. Vezi, te arată mai ferm. Acesta a fost 3 lire. Iar acest set, acesta cu două de astea și încă o mufă dintre aia, 4 lire. Acum asta este. Cei 4 lire nu-i mai dă înapoi, dar să-l duc pe ăsta înapoi fără o garnitură. Foarte simplu. Și mi-a rezolvat problema. Haideți că vă arăt mai îndată cum funcționează. Uite, vezi, am pus un prosop ca să nu-l zgâri. O cheie franceză. Se vede? Așa. L-am desfăcut frumos. Acum eu vreau să-l țin pe acesta. Și am să-i bag cele două garnituri aici. Uite așa. Le pun frumos și vă arăt și cum funcționează. Băgăm aici și garnitura 2. La urma urmei, dacă tot am bătut drumul degeaba, măcar să rămână unul din ele folositor, să-l pot folosi. Ei, oricum, așa ceva, dacă știe că e stricat, nici nu-și mai bat capul, trimit direct la depozit și îl reciclează la plastic reciclat sau ceva. Hai să vedem. Uite așa. E ok. Și acum, hai să-l mufez. Asta era problema la el. Ia uite. Nu mai țâșnește nimic. Ca variantă, mă mai gândeam, dacă tot nu mai îndădeau bani înapoi, nu e vorba de o avere, dar sunt niște bani și nu are rost să-i arunc la coș. Adică rămâneam cu două mufe de-astea și una de-asta în plus. Adică în plus, pentru 4 lire. Dar uite că e ok. Are diferite jeturi, con. Uite, conul dă bine, poți să stropești florile. Pui grătină, flat, foarte bun și el. Ia uite ce presiune bagă. Shower. Jeturi. Mai speli mașina, mai ceva. Nu e profesional, dar ce să spun. Ia uite ce bag. La garda. 7-8 metri. Eu zic că e ok. Nu e rău. Asta este. Bine că am rezolvat problema cu cele două garnituri. Iar pe acesta, ce să spun? Nu știu, să-l desfac, să nu-l desfac. Ce rost mai are, din moment ce
celălalt e ok, acesta a fost 3 lire, într-adevăr arată mai bine. Mai bine, acum nu fac concurs, dar uite și mânerul ăsta e cauciucat. Aici are cauciuc, da. E ok, ce să spunem. Și la asta uite așa e fac. Foarte simplu. Îl iau, îl pun aici, frumos. Uite așa. Și îl și strâng. Ca să nu apuce ei să verifice chestia cu, uite așa, cu plasticul, deci cum domnule țâșnește și cu asta basta, aia ți-l înapoi, dăm bani. Na, și acum l-am luat acum 2 zile, o să-mi dea bani înapoi și cu asta basta. Ce am să fac, ca să plâng lângă el? Eu v-am arătat că dacă luați ceva trebuie folosit pe moment să vedeți care merge. Și totuși e 4 lire, nu e o liră, un palm. De asta am luat și unul mai scumpișor, 3 lire. Bine, sunt și la 20, dacă nu. Dacă el ține 2 ani, a fost celălalt, a ținut 2 ani, a fost foarte bun. Hai, v-am salutat!